infectat la lucru sau s-a infectat acasă. Eu cred că trebuie stopate aceste insinuări și eu consider că trebuie să primească absolut toți. De unde știți sau de unde știm noi că medicul cu tare sau polițistul cu tare s-a infectat anume în tura lui sau cu 5 zile mai înainte, doar știm că perioada de incubare a virusului 6, de la 6 zile în sus. Deci, haideți să nu încercăm să insinuăm aici. Mă refer la colegii din diferite instituții de stat, conducători din instituții de stat. 16.000 de lei trebuie să primească toți angajații din instituțiile de stat din prima linie care au fost infectați. Este vorba de medici, personal medical, este vorba de polițiști, este vorba de membrii Comisiei Situații Excepționale, absolut toți funcționarii de stat care au fost depistați pozitiv vor primi suportul de la stat de 16.000 de lei. Și gata, am finalizat investigațiile că el a stat acasă sau nu știu unde a stat.